Doi visători avan, cam ascultat aici în Expresul de dimineață la 9:45 de minute, unde la Vinus Petreanu s-a transformat într-un copilaș pentru clasa pregătitoare, clasa 0, așa că nu voi putea vorbi cu el deocamdată, pentru că am alți copilași pregătiți care au sosit în studioul nostru, pentru că suntem în săptămâna altfel aici la Radio Timișoara, într-un coleg de matinal s-a transformat Liviu Dumitru. Bună dimineața, da, Liviu. Eu nu sunt copilaș, dar sunt mulți copilași drăguți aici, îi avem alături, câțiva dintre ei sunt foarte aproape de microfon. Am aflat cam cum îi cheamă, Luca, Paul, Maria, Iulia, bine ați venit, dragilor, ia spuneți, de la ce școală și în ce clasă sunteți voi, să vedem cine ne zice. Luca, ai zis? Generala 16. Generala 16 și clasa cum se numește? Clasa pregătitoare B. Ce? E, nicio problemă. Alfabetul e la început și pentru voi ați învățat primele litere, da? A, B, C, da? Așa e. De ce se numește, Paul, știi tu, de ce se numește pregătitoare grupa asta voastră? Pentru ce vă pregătește? Stai că l-am întrebat pe Paul acum. Nu știu. E emoționat. Hai, răspundeți voi. De ce se numește pregătitoare, oare? Ca să ne pregătească. Pentru ce? Nu vă puteți pregăti și la... Pentru clasa întâia. Și de ce credeți voi că e mai bine să vă pregătiți la școală, nu la grădiniță? Înainte copiii se pregăteau la grădiniță. E mai frumos la școală? Da. Eu am impresia că e mai frumos pentru că vă place de doamna care e aici, de doamna învățătoare, așa e? Da. De ce vă place foarte mult de doamna? Să lăsăm pe Luca să spună. Fiindcă e drăguță. Fiindcă este de față multe chestii, e drăguță și... Ne duce uneori la primare. Uneori, acum o să fie săptămâna altfel. Aici, Luca, aici. Nu, se uite la doamna învățătoare, evident. Și fiindcă învață multe litere și cifre. E cam povești, nu-i așa? Învață de la 10 până la 20. Cu ce personaj din povești tu asociați voi pe doamna? Ia ziceți. La ce v-ați gândit în primul rând? La albă ca zăpada. Albă ca zăpada. Și voi sunteți mai mult de 20 de pitici, nu? Cu toții. 30 și ceva. 34. Voi aici sunteți puțin, vreo 10 doar. Însă cu toții sunteți... 34. Bun. Cum e la Radio Timișoara? Frumos. Ți-ar plăcea să vii aici când vei fi mare? Chiar tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Paul. Înainte vreau să mă fac constructor. Eu înainte vreau să mă fac student. Student trebuie să te faci. Nu. Student va trebui să fii și doctor, ți-a șoptit cineva? Nu. Maria se gândea la doctor. Maria, tu ce vrei să te faci? Constructor. Nu, am auzit eu constructor. Eu vreau constructor. Savant. Constructor. Luca, savant. Dar în ce domeniu? Ce ți-ar plăcea să descoperi? Acum să lăsăm Liviu pe Luca, pentru că el ar vrea să facă constructor. Vrei să construiești autostrăzi sau ce? Nu, eu vreau să construiesc vapoare mari sau Titanic-uri, fiindcă eu vreau să fiu constructor de vapoare. El cred că a studiat intens Titanic-ul și vrea să mai facă unul, dar care să nu se... Și care să nu se scufundec și care să fie tot făcut atunci unde a fost făcut Titanic-ul și a văzut filmul cu Titanic-ul. Luca, ascultă-mă, Luca, Timișoara Constanța, da? Mare, Titanic, mare, de distanță mare de Timișoara, cu ce ne ducem? Ne trebuie o autostradă. Mai trebuie să mai facă cineva și autostradă, nu? Legăm Timișoara de mare, da? Printr-o autostradă. Dacă vrei să te faci constructor, poate când vei ajunge. Nu, câți ani ești? Nu, mă duc cu avionul. Ok. Uite, Luca se duce cu avionul. Vaporul meu o să fie făcut. Păi și nu te gândești la ceilalți români care vor să meargă cu mașina, de exemplu, și n-au... Luca, da, hai să te întreb... Lasă, Luca, că o să te gândești pe parcurs și poate o să faci și o autostradă, da? Luca, dar ce meserie nu ți-ar plăcea ție? Ce nu ți-ar place să fii? De ce? Păi avem nevoie. De ce? O urăsc ca bagă libura gură. Ai fost de multe ori. De atunci ai rămas tu cu amintiri neplăcute. Deci atenție, dragi doctori care sunteți pe recepție, ușurel cu copiii când e vorba de lingură, da? Fetițele ce vor să se facă? Ia zi, Maria. Eu vreau să fiu doctoriță. Ia auzi. Dar tu nu înseamnă, Luca, acum că o urăști pe Maria că vrea să fie doctoriță. Urăști meseria, nu? Da, cu Maria te înțelegi bine, nu? Da. Dar ea când se va face doctoră, va avea grijă, doctoriță. Nu? Să doctoriță, momentul în care va avea acea linguriță să se poarte frumos cu copiii. Promis, Maria? Da. Domnul, eu vreau să... Când o să fiu mare, o să construiesc
Liverpool-ul. Am înțeles. Acolo, Liverpool. Apropo că vorbeam, vorbeam de Maria, știe, știu, deja s-a documentat. Eu vreau să lucrez la spital, nu la doctor. Deci nu să ai cabinetul tău, ci într-un spital mare de tot. Dar de ce, Maria? Fiindcă vreau să lucrez cu alții. Să nu fii singură în cabinet, să fii, îți plac copiii, să ai mulți în jur, atunci îți vor plăcea oamenii mari, alți colegi, alți doctori, da? Mai avem o fetiță. Mai avem o fetiță, cum te cheamă? Adela. Adela, tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Doctor de animale. Doctor de animale. Adică veterinar, da? Corect, corect. Ce animale îți plac? Animăluțe ai acasă? Uite că eu sunt aceeași frecvență cu colegul meu la întrebări. Animăluți. Păi nu am acasă. Nu ai? Dar unde? Îl ține cineva. Am înțeles. Tu nu ai curte. Ai vrea să-l ții la curte și nu ai curte, stai la bloc. Am înțeles. Și să știi că foarte mulți fac lucrul ăsta, de a ține animăluțe la altcineva, la un vecin, la un prieten bun la curte, da? Pentru a nu le chinui acolo într-un apartament. Bun. Tu vrei să te faci doctor de animale, și anume doctor veterinar. Cum e la Radio Timișoara aici la noi? Care e prima try impresie? Ai vrea să ai și o emisiune în care să vorbești despre animale când vei fi mai mare? Da. Te-ar tenta să muncești la radio sau la televiziune? E deja emoționată. Primul lucru va trebui să-și stăpânească emoțiile. Spune-i tu cum e. Cum e să te trezești și să fii la ora 6 aici? E mai emoționant e să mă trezesc. Vrea cineva să vină în locul lui? Trebuie la ora 6 dimineața să fie aici. Te-ai trezi așa de dimineață. Uite, da, atenție, la Vinius va avea aveți concurenți. Mai mulți colegi. Bun, cine mai vrea? Uite tu, de acolo. Hai aici, aproape de microfon. Eu. Cum te numești? Raluca. Raluca. Câți ani ai tu? 6 ani și 2 luni. Și te întreb și pe tine, cum este săptămâna altfel? Cum crezi că va fi? Prima zi la Radio Timișoara. În celelalte zile, pe unde veți mai merge? La aeroport. Oh, foarte frumos. Să ne plimbăm cu tramvai istoric. Și o să vă plimbați cu tramvaiul istoric. Din astea trei, deocamdată, care crezi că e mai interesantă? Aici, la Radio Timișoara, la aeroport sau plimbarea cu tramvaiul istoric? Ce crezi? La finalul săptămânii, altfel, ce la crezi radio. Că... La radio. Ești aici. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Balerină. Balerină. Noi îți dorim mult, mult succes. Dacă mai este cineva care vrea să vorbească cu noi de aici, dintre voi, da? Tu. Okay. Salut, cum te numești? Adelina. Adelina, ce faci, Adelina? Bine ai venit la noi la Radio Timișoara. Bine. Cum crezi că va fi în săptămâna altfel? Bine. Da? Aici știi unde ești. Unde ești? La radio. Care radio? Radio Timișoara. Adelina, când vei fi mare, ce vrei tu să te faci? Balerina. Tot balerina? Da. Ca și la Luca. Foarte bine! Vă dorim mult, mult succes, dragi copii, și ne bucurăm că ați venit aici, pe la noi, pe la radio Timișoara. Vă mai așteptăm și altă dată și poate, cine știe, așa cum spunea doamna învățătoare acum câteva minute, poate unii dintre voi veți fi colegi în viitorul apropiat, nu? Și avem și o emisiune pentru copii, să știți, duminica de la